Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Mercedes W212, varianta 2011-12, la care vom face un proiect puțin mai mișto. Ce înseamnă acest lucru? Fiind în 2021, februarie, întotdeauna încerc să vă detaliez un pic când suntem prezenți în proiectele respective, da? Vom monta un sistem nou de multimedia. Ce înseamnă practic această schimbare? Că vom elimina acest ecran micuț, care este și mai mic, există și mai mic ecran sau există și mai mare, depinde și ce MTG-ul avem sistem, să zic așa. Așa, putem să-l extragem și putem să implementăm un gadget de cea mai nouă variantă. Iată ce vom introduce aici, cât de mare ecran față de ceea ce este momentan existent în acest setup, ca pot să zic așa. Acest monitor va fi puțin ieșit în exterior, ceea ce înseamnă că va sta în aproximativ așa mod, da? Deci nu va putea intra înăuntru, va fi puțin mai expus în afară. Hai să zicem în această situație va fi așa, ca să pot să-l țin, sper să nu scap. Așa. Și în cazul în care vă tentează și v-ar place un asemenea setup, să știți că ăsta va fi noul look. Okay? Iată, tot aici avem un gadget pe baza căruia el practic va fi susținut, va sta acolo. Așa, vă arăt toate aceste detalii ca să vedeți dacă v-ar place să aveți un asemenea monitor sau ați dori să rămâneți în varianta aceasta puțin mai primitivă. Mașina este una superbă, excelentă, extraordinară. Pot să zic că e super ok pentru anii ei și pentru dotările ei, mai ales că este Mercedes, vorbim de o mașină care este bine, e țapănă, e întreagă, deci nu e ceva zdrungănitoare sau absolut deloc. Ei, și dacă îți lipsește un pic doar un gadget ca să fie puțin mai, să zic așa, mai nou, de o generație mai nouă, iată aici ai soluția, ok? El este monitorul care poate să fie introdus elegant, deci el este ceea ce poți să îți dorești în această mașină. Aici avem restul elementelor, între GPS, avem conectivitate de AUX, avem tot ce este necesar pentru a vedea situația în final. Da? Deci să vezi planul acesta făcut și dus până la extrem în capăt. Acum, tot aici mai putem pune camera de spate, putem pune camera de față, da? Cu comutare, pot să spun camera de față care vede până în capătul străzii. Dacă urmăriți un pic canalul meu de YouTube Sound Identity, intrați frumos în playlist-ul și acolo căutați, de exemplu, se aliniază folderele 010203, undeva la 11-12 avem camere frontale, parcare, monitorizare, poți să vezi că această mașină, eu ți-o pot vedea de la bun început, de unde practic ea se curbează din intersecție, de acolo unde e camionul respectiv. Deci poți să-l văd cu 20-30 de secunde înainte, depinde cu ce viteză vrea de deplasare sau unde este acel blocat, unde a plecat acea mașină. Eu pot să o văd pe cameră, dacă s-a obturat pe stânga, exact de unde intră și exact unde vrea să vină. Pentru că am 6 variante de comutare cameră, poate să vadă ce e 180 de grade, poate să-mi împarte imaginea, să-mi lupeze imaginea stânga-dreaptă, să-mi lupeze mai după Golf, deci nu știu cum poate să lupeze sau să facă acest gest această mașină, această cameră. Dar posibilitatea de a integra un asemenea gadget putem. Avem variantele de camere ce sunt egale cu cele de 2020 ca și tehnologie, așa, și totodată cameră față, cameră spate, da? Prin comutarea auto-menținere de cameră putem să punem cameră și aici, inclusiv să scoatem acest gadget afară, să punem un alt plastic, care el practic are și o continuare mică de cameră, monitorizare, trafic 24/24, poate să-ți vizualizeze mașina, teritoriu, dacă cineva vine, îți agresează mașina, ți-o sparge, ți-o zgârie, ai un incident în trafic, poate să-ți înregistreze inclusiv vocal și poți foarte frumos să ai aceste date la tine pentru orice eventualitate, dacă ești amenințat sau ești orice. De exemplu, conduce doamna mașina, da, vine unul, vede că e o doamnă, se leagă de ea, tra-la-la, tu practic stai civilizat, el recepționează tot și poți să ai dovadă că ai fost agresat sau verbal sau orice altceva. Bineînțeles că mai putem pune pentru copii monitoare în tetiere. Și acest proiect putem să-l realizăm frumos, iată cum este și acest volan retapizat, deci dacă aveți componente rănite și trebuie reinițializate sau trebuie refăcute, avem posibilitatea și aceasta ca să refacem plastic și să
restaurăm multe, multe chestii. Bineînțeles, sistemul audio se poate schimba pe unul mult mai zdravân și multe alte gadgeturi, încălzire în scaune, dacă vrei. Cred că la asta încă putem să facem să pornească mașina inclusiv din telefon sau din ceas inteligent. Așa. Pentru că până în 2012-2013 putem la Mercedes deocamdată, încă acolo, după aia avem o stopare până în acest an când va apărea ceva mult mai grav. Ok? Deci să revedem încă o dată sistemul, iată este el, sau iată este el, da? Deci el este 10.25, va avea posibilitatea de split screen, jumătate Waze, jumătate YouTube, poți să împari, să folosești două funcții instantaneu și în același timp, da? Deci și Waze-ul și iGo, două hărți, de exemplu, online, două hărți, offline, tot ce vrei, poți să faci, să te joci cu el în toate direcții, dar am să vă arăt de la A la Z tot ceea ce poate acest gadget. Sau, inclusiv, dacă vrei, pe acest monitor, poți să-ți mai faci să ai screen mirroring, tot ce ai pe telefonul ăsta, să ți-l proiectezi acolo. Poți să ai Waze, YouTube, Netflix, DigiOnline, tot. Poți să-ți pun un sistem de CarPlay pe el. Poți să fac foarte, foarte, foarte multe. Problema e că am făcut foarte multe proiecte. Cei care vedeți pe YouTube, mă urmăriți, vedeți că am peste 600 de proiecte într-un an de zile și mai vin foarte multe, să-mi permită timpul să le pun. Dar vă mai arăt încă un gadget până terminăm povestea acestei navigații. Deoarece consider că acest gadget este cea mai bună idee a 2021, ceea ce mi-a intrat în portofoliu. Tor, evacuarea electronică, care din 2021 suntem dealer autorizați pe Oradea și instalăm aceste sisteme. Ok? Despre ce ar fi compus? Este practic două sisteme, două generatoare de sunet, care ele dau tonalitate, se poate monta și unul, se poate monta ambele. El este modulul de sunet care amplifică sistemul și se conectează cu un gadget 3-4G, pe baza căruia tu foarte simplu poți să îți schimbi tonalitățile. Ai 12 variante de tonalități și fiecare în 3 moduri. Light, mai normal și mai power, da? Inclusiv curateur, face popcorn, backfire și multe alte plăceri sonorice care un diesel practic nu le are. Poți să-l decuplezi când vrei, poți să-l curnetezi când vrei, poți din cruise control să-l dezactivezi, să-l activezi. Deci avem și acest gadget nou în portofoliu, am să-l prezint de mai multe ori, până un pic îl familiarizez, până un pic îl încerc să-l mi-l pun și pe YouTube, pentru că am deja vreo 10 mașini grave făcute, doar că încă n-am apucat, dar când vor fi sus, le veți vedea și după aia nici nu mai este nevoie de detalieri. Practic, cei care mă urmăriți pe Facebook puteți vedea că acolo deja am făcut multe demo-uri cu aceste sisteme. Ok, păi hai să trecem și să montăm navigația, după care să vedem un pic ușor rezultatul ei. Păcat că acest titular nu vrea varianta de cameră, pentru că aici am avea varianta asta, că scoatem acest plastic. Mașina este venită din țară, deci nu e din Oradea. Se și grăbește, trebuie să termin proiectul în 2-3 ore, gata filmat, gata montat, tot. Așa că hai să-i dăm bătaie, să facem și după aia să vedem rezultatul final. Încă o sugestie ce vreau să vă zic aici, o mențiune, o paranteză. Dacă intrați un pic pe canalul nostru de YouTube, Sound Identity, intrați în playlist-uri, apăsați pe playlist-uri că iată și mergeți un pic în jos pe la 30 și ceva, pentru că o să vedeți că se alinează folderele 010203. Când ajungeți la Mercedes, o să puteți să băgați de seamă că o să vedeți un W212 pe care l-am făcut acum vreo 1-2 ani, da? Tot așa cu ecran mare de 10 inci, era un Android 7, dacă bine ții minte. Ei, acum vă voi prezenta generația finală al anului 2020 și început anului 2021, ceea ce înseamnă Android 9 cu 4 GB cu 32 intern, da? Așa, deci el este o variantă mult peste ceea ce a fost prima generație și astea pe parcurs întotdeauna se vor face mai mari, mai mari. De-aia eu tot refac videouri ca să vă prezint variantă mai bună, mai bună, mai bună. Ok? Hai să începem demolarea. Atâta necesită să dezmembrăm aici. Am scos aparatul, am scos aerisirea, am scos monitorul, da? Monitorul este drastic de mic. Dacă îl caut și îți fac o diferență să vezi cât este acest monitor în realitate și necarcasat și cât este acesta, păi poți să-ți faci o diferență cam care ar fi care ar fi viitorul și ce a fost trecutul. Deoarece aici se vede în totalitate care sunt diferențele majore ale aparatelor și care va fi aici realitatea. Bun, hai să începem să cablăm, să băgăm totul tot la loc și să vedem care este etapa finală.
să pornim un pic vizualizarea sistemului nou. Iată cum arată aparatul, gadgetul nou, gata montat, exact ca la W205 și la toate modelele astea puțin mai noi. Deja este varianta de tabletă scoasă afară. Hai să vin și în spate un pic ca să vedeți inclusiv de aici, de la distanță, dacă v-ar place o asemenea implementare, un asemenea nou gadget care puteți să-l beneficiați de el frumos și voi. Acolo e monitorul vechi. Așa. Iar acum să mergem și să facem o pornire a sistemului, să vedem cum va porni, cât timp îi trebuie la toată jucăria să pornească. Luăm cheia, o introducem, îi dăm OK și hai să vedem prima lui pornire cam pe unde se afișează. Aștept să fac logo Mercedes, între timp îi fac și 2-3 poze frumoase. Așa, să le am pentru status. Iată ce superb apare și partea de Mercedes. Așa. Iar acum îi lăsăm un pic să pornească sistemul. Până atunci, apropo, hai să vă arăt un pic și despre ce avem aici eliminat, da? Iată care e diferența între ele ca și aparate. Măcar puteți să vedeți ceea ce a fost, ceea ce este. Bun. Eu zic așa, ca și finisaje e super ok. Titularul îmi zicea că cel care l-a văzut în clip era un pic mai pătrățos. Ei, poate să fie mai pătrățos, să stai puțin mai rotunjit. Așa. Și iată ce frumos mi-a explodat frumos meniul original. Acum de aici o să avem foarte multe posibilități. Iată ce mișto. Dacă îi sting farul, iată, se face mai luminos și s-a stins farul inclusiv pe el. Dacă îi pun poziția, se pune poziția pe el. Dacă, de exemplu, deschid ușa mea, iată, e așa. Dacă deschid ușa cealaltă, da, iată, se întoarce mașina și mi-arată ușa respectivă deschisă. Încerc să vă arăt cât mai multe detalii, deoarece totdeauna sunt întrebat, băi, merge aia, e, nu știu toate, hai să vedem ce merge și ce nu. Ia să vedem, de exemplu, la aerul condiționat, da, iată că îi dau pe auto, iată, se vede frumos și el că merge, 20 de grade aici, 20 de grade acolo, hai să-i mai dau, 22, iată, vine cu un lag de o secundă maximum și îmi prezintă frumos și aici, mode, tot, dacă vreau auto, dacă vreau, ia să vedem unde schimb eu zona un pic, asta m-ar fi interesat pe mine. Ia să văd, dacă îi dau încălzire în scaune, aici mi-arată, nu mi-arată, bun, aia n-ar fi o problemă, așa, iar să vedem unde ar mai fi ceva de prezentat. Da, uite, Max-ul l-a luat acolo, îl dau aici, zonă scoasă afară, auto scos afară total, aer condiționat scos afară. Da, cât poate îmi prezintă, cât nu, nu. Bun. Ok. Bun, deci cam atâta vedeți pe rândul de jos. Bun, hai să și sting ventilația total, îi dau un off și atunci nu mai avem aerul aici, ok? Bun, acum Wi-Fi avem, avem în felul următor, sistem de navigație, sistemul original, media, phone, dashboard, mergem în continuare și aici avem cele rapide. Tot așa, dacă vedem un pic pe partea aceasta, merge inclusiv și din joystick. Când de multe ori uit să vă zic dacă merge sau nu merge din joystick-ul original. Ok? Repet, aici poți să vezi câteva informații. Dacă nu știu ce am făcut, i-am dat direct sistemul de navigație să pornească, pentru că m-am dus cu degetul până peste navigație. Aici se arată că sunt 17 grade. Avem 35, 357, 913, fantastic câți kilometri are mașina asta, așa, plus viteza, eu crezut că vreo 35, 40, ei bine, oricum nu e așa de novice. Așa, iar acum, deci avem, hai să intrăm un pic în detalii și avem sistemul de navigație. Este un sistem iGo care merge total offline, nu are absolut deloc nicio problemă, nu-i trebuie internet, nu-i trebuie nimica, se poate reactualiza tot ce înseamnă poiuri, building-uri și tot, din file manager, o să vă arăt ce și cum. Iată, aici avem 7 sateliți din 10, aici intrăm frumos, îi dăm ștergere traseu, da?
și îi dăm ștergere traseu. Acum este total la liber. O să putem face și o jucărie de genul, numai stai să văd eu unde e, când o să fac eu frumos așa și o să-l iau și o să-l duc aici. O să pun să fac, să am iGo-ul în direcția stângă, doar că nu-i prea place de iGo, o să vedeți, altele îi plac de iGo, e puțin mai ciufut și nu-i place să fie split screenat, da? Bun. Îl las frumos să iasă. Hai să vedem și meniul original. Ei, aici vă dau un detaliu și un secret care, eu repet, eu fac videouri naturale, deci eu nu fac videouri editate, doar că îmi leg videourile între ele. Aici avem un 2% problemă. Ce înseamnă acesta? Iată aici este acoperit sound-ul, deci nu merge tripul, nu se încadrează corespunzător. În rest, merge tot frumos, exact cum trebuie. Deci apăs pe disc, merge discul. Apăs orice, merge orice. Deci apăs navigația, iată merge navigația originală. Da? Deci nu se... nu avem nicio problemă majoră. Singurul deranj este că un pic rezoluția OED necesită ajustată printr-un soft. Aia înseamnă că având în vedere că clientul a venit de la distanță, deci nu este din Oradea, nu ar fi disponibil pe mâine, pe când acum se fabrică softul, că la noi, în principiu, dacă este un deranj și nu este soluție rezolvare pe moment, în 24-48 de ore se face un soft de la producătorii care avem și se pune în USB frumos, care l-am tras în torpedo și se face update și atunci tot este perfect. Dar oricum este 99% perfect, doar că o idee micuță, minoră, minusculă, mai lipsește D-ul de aici, da? Eu v-am zis că dacă vi-l filmam de aici, nici nu-l vedea nimeni, dar eu vreau să fiu corect, să-l vedeți. Repet, oricum asta se va rezolva perfect. Ok, aici merge tot, merge navigația, merge tot. Deci apăsăm pe disc, iată merge discul, apăsăm pe navigație, merge navigația, apăsăm pe telefon, merge telefonul, da? Deci tot este funcțional. Bun, acum, în cazul nostru, mergem pe disc, mergem jos, mergem pe CD, dăm pe CD, mergem pe AUX și acolo vom avea funcția auxiliar, da? După ce intrăm în auxiliar, după aia intrăm în partea asta de meniu. Bun, deci să nu uităm. Prima a fost sistemul de navigație, al doilea intrăm în meniul mașinii. Tot prin touch, intrăm, ieșim. Media. Iată ce mișto e aici, că putem pune frumos ce vrem noi. Iată, avem music. Memorie internă, nu. Am adus eu stick-ul meu, care a și primit un scanning, da? Și el scanează deja partea de USB. Avem 32 de giga la bază, deci trebuie să-l așteptăm. Ok, până atunci ai, dăm un back. Dar deja la primul back avem practic sunetul merge, auzi? Doar că nu-l las, să nu avem conflict absolut de YouTube. Da? Iată, îl duc aici, merge. Iată, îl duc aici, merge. Deci cronometru merge, dacă te uiți un pic, merge în continuu, fără nicio problemă. Nu știu dacă ar mai avea alt skin sau altceva. Da? Îl lăsăm ăsta aici. Bun. Ia să vedem. Media. Ok, music. Ia să vedem. Iată, vezi? Mă duc pe el, paf, îi dau. Și ce superbia coperta. Așa. Și iată, 3.24. A, 2.36, 2.35. Deci merge super, fără niciun deranj. Ok. Acum hai să-i dăm un back aici, să vedem ce este aici. Așa, repet sau orice altceva. Așa, iată, vezi? Aici este Samsung-ul meu. Aici mă duc în orice, mă duc rapid. Ah, nu am nimica. Iată, îl iau. Ups! Și deja merge. 01, 02, 03. Super! Bun, aici mi-ar fi plăcut ceva puțin mai închis ca să se vadă exact invers situația, dar nu e problemă. Ok. Acum, să ieșim din situația asta, să vedem cum facem. Mergem pe video. Hai, ce mișto! Fii atent! Iată, hai să și dăm aici sunetul ăsta, că ăsta l-avem voie. Ia să-l văd cum îl fac eu mare. Stai așa un pic, că acum m-am enervat. A, lupez. Ia să vedem. Așa, păi ce frumos. Iată, bestial. Superb. Da, hai să și dau volumul jos, că imediat a intrat în varianta demo. Așa.
ia să îi mai fac așa două, trei imagini frumoase cu aceste poze deosebite. Superb. Iată ce culori are, demențiale. Deci dacă te uiți un pic, e ceva super wow. Ok, și tot așa, uite, măcar poți să vezi aici că dacă derulez un pic aici la început, da, numai să-l prind, ce degete am și eu. Așa, ia să vezi, uite-ne, vezi? Uite, el nu se oprește absolut deloc. Deci nu stă, nu are lagul, nu are absolut deloc nimica. Unde îl dirijez, acolo merge. Superb de frumos. Ok, asta este partea video. După aia, dacă eu vreau să-mi selectez altceva, eu te dau puf și deja merge. Îl fac mare, îl fac mai mare, îl fac cum vreau eu. Iată, superb. Super mișto. Eu zic că e exact ce trebuie. Bun. Hai să ieșim și de aici. Stai să văd unde este aici home-ul. Bun. Telefonul. Aici putem, ce super, fii atent, dacă ești odată conectat, poți din joystick frumos, mergi 0722378512, suni rapid și comanzi de la noi, practic, acest produs. Dacă îți place și dacă consider că vrei Mercedes-ul tău să aibă un loc de generație mai nouă, uite, aici este soluția. Asta e una la mână, doi la mână. Odată conectat, poți să ai agenda de telefon a ta și se poate conecta încă 4 persoane, deci 5 în total. Totdeauna tu ești titularul, soția, secundarul, copilul, după secundar, și fiecare se ia în ordinea lipsei lui. Lipsește, de exemplu, lipsesc eu, e soția cu copilul, o ia pe soție. Lipsește soția, o ia pe copil, da? Îs eu cu copilul. Bă, ia pe mine, totdeauna în ordinea conectării le ia individual. Se poate să downloadeze totdeauna tot ce înseamnă cartea de telefon, da? Deci tot ce aveți, toate persoanele, toate contactele. Și odată downloadate, foarte simplu, tu poți ca să ai acces la telefon. De exemplu, dacă le downloadează la mele și mă conectez, se afișează. Ies eu, vine soția, nu îi afișează nici apeluri pierdute, nici efectuate, nici ratate, absolut nicio informație, nu o să o ia mașina, doar cu cel logat. Nici eu nu o să văd alu altora, nici ei ale mele. Iată o soluție drăguță și aici avem dashboard, exact ca la restul multe altele. Așa, e ceva superior, mie îmi place demențial de mult că măcar la Mercedes mi-au băgat tipic ceva de BMW sau tipic ceva ce nu-i de acolo. Aici îmi place chestia asta cu farurile, că iată, sting farul, se stinge și de pe mașină. Ce mișto e chestia asta, așa? Ok, deci fii atent ce am putut să-i fac. Deci, nu mă întreb acum, fii atent. Puiuț, ni. Fii atent tu, Sandule, ce ai reușit să șmecherești. Nici nu știam, eu de obicei, vorba vine, le tot pipăiesc, pentru că de multe ori când dau pe ele, zic, bă, nu merge nici în stânga, nici în dreapta. Și uite, nu merge în orice colț. Uite-te aici, uite-te acolo, uite. Vezi? Puh, ce frumos și fenomenal e. Deci poți să schimbi cum vrei tu și să-l faci ce culoare vrei după plăcerea ta. Aici cel mai mult, acum e BMW, să zic așa, dar aici cel mai mult merge, uite, ori varianta prima, ori asta, ori asta. Deci asta ar fi ceva, hai să zic, tipic Mercedes. Bine, părerea mea, niciodată n-ascultați de mine, că totdeauna eu încerc să vă duc în eroare, poate, după gusturile mele. Ok! Hai să ieșim de aici până nu găsim altceva. După aia, avem browser. Aici ce putem face? Foarte simplu. Deci aici intri pe site-ul meu. Așa, tralala. Ei, dai www.sound.id. Identity.ro. Așa. soundidentity.ro. Iată, aici avem site-ul nostru. Ops, frână. Hai înapoi. Așa, să vedeți un pic cam despre ce ar fi vorba și cum ar arăta practic prima poziție de site. Iată, intrăm frumos în shop. Iar în shop aici îți găsești tot ceea ce trebuie. Selectezi aici navigații. De multe ori vă zic, intri la mine în site
și cum să selectez. Marcă Mercedes, am făcut site-ul ăsta exact ca pentru orice necunoscutor care niciodată nu a pusat pe 3 taste, poate să facă această soluție. Și nu în ultimul rând, după ce ai selectat Mercedes, aici ce e mai simplu decât să-i dai, iată aici, A, B, C, E, E-Class W 212. E, odată selectate aceste situații, păi ce e mai simplu că vezi practic două produse, da? Deci în două produse practic tu poți să-ți alegi și poți să știi ce vrei. Iată, una, a doua. Aici practic zice Android 7, aici zice Android 9. În principiu eu cred că o să mă uit imediat că noi am zis că e Android 9, dar i-am dat Android 10. De multe ori poate vă surprind și o să vă pot da total altceva. Bineînțeles, dacă apeși aici, pe logo, se resetează tot frumos și nu mai ai nicio treabă. Deci cine, care, ce vrei să cauți, e de aici. Camere de parcare, camere de tralala. Dacă vrei, de exemplu, cameră parcare, dai. Aici poți să vezi camere dedicate de Mercedes, da? Uite, și aici la subcategorie, când zice camere în original, dacă ai navigația asta originală, ei, pentru aia este asta în original. Și atunci poți să îți alegi așa, poți să îți alegi, de exemplu, marcă. Așa, stai, ce am apăsat? Nu, camera de spate. Camera în original. După aia poți să-ți iei marcă. Ah! Ce m-am grăbit? Mercedes, 152 de produse și model, da? Ia să vedem. Uite aici. W212. Ai câte variante? 8 produse. Ei, și poți să vezi module care fac permitere de intrare de cameră. Tot frumos aici. Ok? Bun. Deci nu uitați, sound identity.ro, resetez și acolo din 3 clicuri selectez navigații, marcă și model. Ai rezolvat toată problema în 3 direcții. Bun. Ia să vedem, ieșim și de aici afară. Aici mai vreau eu trecem mai departe. Am vrut eu să fac 2-3 poze și le-am și făcut rapid. Avem screen mirroring. Ce e asta? Practic, dacă tu te conectezi cu telefonul, ai un, de exemplu, un iPhone și tu vrei prin iPhone să-ți faci practic partea aceasta de conexiune de transfer de date, el așteaptă partea asta de conectare cu telefonul prin USB, dar nu se sizează. Ok, hai să continuăm și aici. Aici avem apps-uri, mergem imediat. Aici, iată, exact ca la Mercedes original, ai meniu. Navigație, time set, brightness, volume, language, reverse. Da? Aici, de exemplu, poți să vezi dacă ce tip de cameră ai sau orice altceva, poți să selectezi, da, panoramic 360 sau multe altele, network, i-am dat hotspot, sound identity, este conectat frumos, da? Așa, sistem, ia să vedem aici, iată, uite aici, cred că vă mai arăt o chestie, stai să văd dacă o găsesc, așa. Ce avem aici? Ce avem? Nu. Am adus un meniu, dar asta nu vi-l arăt cum, da? Și dacă îi dau style 1, fii atent. Iată cum se afișează, de exemplu, meniul acum, aici. Nu știu care v-ar place, dar, repet, pot să-i fac meniul acesta de W205 sau WGLC-urile 2020 au aceste meniuri, sau pot să le fac în varianta care o știți prima. Da? Mie îmi plac ambele. Dar uite, acum fiind așa un pic în modul ăsta de seară, cred că o să las un pic așa și o să insist un pic așa pe el. Bun. Ce a mai rămas aici? Deci settings-ul l-ați văzut, apps-urile. Iată, aici avem apps-urile care le vom folosi, da? Uite-te aici. Și hai să începem cu primul. Browser, nu ne interesează, că l-ați văzut, www.soundidentity.ro. Ia să vedem, avem DSP, haha, aici avem 12,5 kg, aici avem așa, aici avem așa, un pic de bas, așa, și totul va suna superb. Nu prea vă avântați în acest DSP, că după aceea să vă pierdeți. Iată, aici avem magazin Play, da?
Așa, și aici poți să intri întotdeauna în această poziție aici și poți să-ți cauți actualizări dacă sunt. Noi am luat jos YouTube-ul, am luat jos Google Maps-ul, hărțile, tot. Avem varianta de auxin. Asta înseamnă că pot să îi bag, dacă vreau, tot ce înseamnă PlayStation, Xbox sau o cameră DVR de aici, o cameră exterioară, o cameră de spate, orice cameră și vreau să văd acolo. Hai să vedem, practic, al doilea sistem de navigație care este existent aici și de ce zic al doua, pentru că am avut iGoal, iată avem Google Maps-ul. Hai să lăsăm un pic să se localizeze domnul Google Maps și să ne căutăm aici, frumos, să se folosească pentru o experiență plăcută, frumos, exact. Ia să vedem frumos aici. Ia să îl vedem pe Audio Tuning Center, ora de a unde se află. Dacă nu aici. Hai să-i dăm o comandă vocală să văd dacă merge. Sound Identity. Sound Identity. Exact. El m-a localizat, adică m-a văzut și m-a auzit, doar că puțin eu l-am grăbit. Da? Iată ce superb. Mă și vede fără niciun da și poate. Am un pic. Aici, dacă dăm pe Street View, ce frumos, dacă nu, vedem noi aici locația noastră în varianta, iată, Street View. Pare eu că prima dată n-am fost așa de experimentat ca să pot să fac aceste videouri cu primul tip de aparat, dar oricum, întotdeauna viitorul vine mai bine. Net de la DG. Acum, cum merge, cum îl procesează, așa îl avem. Ok? Pentru cei din Oradea, vă zic că aici este sediul RER. Uite acolo, știți? Și veniți un pic pe stradă, un pic până găsiți urâta asta de casă, care cândva a fost așa frumos. Acum este puțin mai palidă. Bun, hai să lăsăm gluma la o parte și să vedem un pic. Unde ești? Ia să te văd. Așa. Iată aici, iată aici, ieșim afară. Bun. Muzică play, YouTube lăsăm la urmă, iGoal ați văzut, manager fișiere îl știm pentru că de aici putem să facem foarte multe jucării. Așa, Google Waze Zelling. Ei, și cu Zelling-ul acesta este foarte util pentru transfer de un fel de CarPlay să faci cu un sistem de iPhone, dacă eu bine am înțeles, nu am utilizat niciodată Zelling-ul, dar dacă vine primul, eu garantez că îl voi testa. Bun, aici Easy Connection este aceeași chestie cu partea aia de transfer fișiere. Între timp eu un pic am fost atent altundeva, dacă mă iertați un pic, dar filmul merge în continuare pentru că îl lăsăm, se updatează, se localizează. Iată aici avem no network connection. Hello! Unde este telefonul meu care oferă posibilitatea de internet? Hai că văd că și-a dat drumul situația. Bifăm aici tot ce este de bifat. Oricum mai avem foarte puțin, așa, până personalizăm sistemul, acceptare și iasă localization cu totul. Te caută rețea. Dar este rețea. Nu există, că știu eu că este rețea. Bun. Ei, și aici, iată, dacă vrei, ai tot felul de soluții. Iată și aici să-i dăm comandă vocală. Sound Identity. Nu mai scrie deloc nimic, ca niciodată. Și ai răbdare, iată îți vine rezultatul, îi dai Sound Identity. Hi-Fi, Oradea și ce e mai ușor dacă nu ne găsește în această variantă. Bun, superb. Ba. Deci, ați văzut? Și Waze-ul este disponibil. Ok. Ce a mai rămas aici de mare? Ar mai fi partea de YouTube, bineînțeles, și multe altele, pentru că foarte multe aplicații care tu le poți introduce, le poți downloada, le poți tot. Da? Nu ne interesează niciun
zi gratis. Așa, ia să mergem un pic aici pe două variante. Odată, să trecem așa. QRS, practic trailer. Să ne gândim și la ce ai pitici. Iată aici. Ok. Acum, iată, mergem pe primul videoclip. Să-i dăm bice. Și ce frumos avem noi aici partea asta de desene animate. Dacă observați un pic aici, nu avem full, da, ecranul. Deci îl avem puțin mai mic, dar iată că îl fac mare și acum îl avem super mare. Deci sunt variante unde tu poți să jonglezi situația în cel mai simplu mod. Totul este să știi cum, că dacă te știi și vezi clipurile mele și clienții mei sunt întotdeauna perfect consiliați, din acest punct de vedere, veți vedea și veți avea. Iată. Și sunetul e bun. Deci nu este rău. Bun, hai să-l aduc un pic la realitate. Ia să dăm clipul următor. Iată, aici este o reclamă acum, așteptăm să treacă și după aia să vedem în ce zoom se deschide clipul următor. Pentru că totdeauna clipurile sunt, iată. Da? Iată. Îl faci mic, este așa. Hai să vedem un clip dacă îl găsesc pe full. Bineînțeles la ei că găsesc eu clipuri full. Doar să vedem dacă găsesc în acest setup de desene animate. Da? Iată. Așa. Super. Mi-e mitrare, dragă, aceste desene animate. Așa. Sunt multe care să repet, care să variante, doar că trebuie găsite. Da, bun, hai să mergem un pic. A, eu sunt obișnuit că la multe sunt acolo, practic partea aceasta de, ia să vedem, să deschidem din nou, partea aceasta de back. Ok, hai să ieșim și de aici și să vă zic altceva. Hai să căutăm, ia și pe YouTube. Sound Identity. Fii atent aici, mai nou, de ce mi-am dat seama. Ei, când găsești practic acest logo, după acest cuvânt, Sound Identity, te abonezi, intri în canal, da? Poți să vezi aici frumos tot ceea ce vrei, tot ceea ce consider că vrei să găsești, la mine vei găsi. Și vă și arăt practic cum. În prima și în prima rundă, vă mulțumesc pentru toți cei 9080 de abonați care sunteți alături de mine, cu foarte multe proiecte care le-ați vizionat și le vizionați în continuare. Vă promit că nu o să vă dezamăgesc, o să tot pun sisteme, soluții, până vă nebunesc, totdeauna. De exemplu, am început YouTube-ul de un an de zile și deja am 600 de videoclipuri și sunteți voi 9000 alături de mine, care totuși am pornit foarte power pe YouTube și acum tot crește. Datorită vouă, remulțumesc și mulțumesc și mulțumesc. Așa, odată și a doua oară, nu uitați, vă ajut întotdeauna la fiecare clip cum să cauți să cotrobești un pic la mine, cel mai simplu, cel mai easy. Totdeauna dai pe videoclipuri și acolo o să vezi ultimele soluții făcute de mine. Când dai aici pe playlisturi, întotdeauna ai playlisturi create. Pe telefon, practic ar fi următorul rând, playlisturi create. Pe calculator, dacă aici sunt playlisturi, aici scrie playlisturi create. Ei, dacă ai apăsat pe playlist-uri create, practic tu trebuie să te uiți nu la 1826 ce scrie aici, ci 01, 02, 03, 01 top proiecte, 02 sound wifi, 03 tor tuning, evacuare electronică, alarmă, pornire, încălzire în scaune, sisteme audio, senzor, parcare, monitoare, tra-la, până la 14 sunt diverse servicii. Ei, de la 14 începe, 14, 15, Alfa, Audi, da? BMW, Chevrolet, etc. Și mergem, căutăm Mercedes undeva la vreo 33, iată, în 33 poți să vezi variante de Mercedes montate, CarPlay pe sisteme montate, uite, W212 la care i-am pus cameră față-spate, i-am pus camera în semn, ceva demențial. Iată aici e proiectul ăla vechi care vi l-am zis și care i-a plăcut titularului cu ecranul acesta care e puțin mai, iată, mai pătrățos față de acesta. Deci acesta este puțin mai rotunjit ca și la W205, pentru că se ridică un pic imaginea, iată, așa, iar ăla de acolo este mai pătrățos. Eu zic în felul următor că
eu zic că e mai frumos ăsta. Acum puteți decide voi ce vă place și cum vă place. Pentru mine pot să zic că e mai frumos acesta. Stai să vedem un pic, să mergem și mai în spate. Să vedeți dacă vă gândiți la un asemenea sistem, dacă m-ar place, deoarece mulți mi-au cerut să, așa zis, fit. Iată. Și iată, e mai butucănos, mai gros, mai, totuși ăsta e mai slim, deja cu cartelă 4G se poate pune în el. Așa. Vezi din toate direcții. Iată. Uite. Mie îmi place mai mult, sincer, acesta. Este, așa zis, frumos, ca și imagine în for, da, uite, să afară un pic, să puteți să vedeți aproximativ cum ar arăta din exterior. E mai butucănos, se vede că e model puțin mai vechi. Asta era un Android 7. Așa zis, live, este mult mai frumos și ca și în filmare. Bun, hai să nu ne... Așa, să nu ne intrăm în acest detaliu, pentru că sunt multe de vorbit. Bun. Deci dacă controbița aceea prin Mercedes, iată, poți să vezi, uite, varianta anterioară, cu pe ecranul ăsta se pui scrie mirroring, poți să vezi multe, multe, multe și tot să vezi, tot să vezi că, uite, am la Mercedes câte videoclipuri am, ia să vedem. Mercedes, fiind 33-61 de videoclipuri deocamdată. Ok, păi acum hai să vedem ce a mai rămas aici un pic, pagina de pornire. Hai să vedem cum făceam noi split screen-ul, exact despre ce vă vorbeam. Uite, dacă dau așa, iau Waze-ul, îl duc în stânga, da? Îl și las acolo, îi și dau ok, îi dau să fie aici, da? Și după aia, ia să încerc să-i dau eu, mă, ce bine ar fi dacă ar intra pe mod de noapte. M-aș bucura un pic, pentru că un pic deja îmi deranjează camera. Așa, ia să-i dau aici. Mă duc aici și dau de aici. Iată, I go direct. Na, ești curios dacă le ia. Hai, power. Ia să vedem. Este posibil ca aplicația să nu poată să deschidă în split screen. Păi de unde deschide până nu-i dau eu acum. Uite-te acolo. De-aia zic, I go trebuie puțin forțat și abia după aia poți și ai șanse cu el ca să-ți fac această mișcare. Doar un pic trebuie zăpăcit, da? Deci acum avem Waze cu... Iată, cu I go, da? Deci pot să-l zăpăcesc cum vreau eu. Pot să comand aici sau pot să comand aici. Deci unde vreau eu, acolo comand, ok? Dacă dau aici comandă vocală, iară, sound identity. Iată, ce frumos mi-o ia, paf. Ei, aici e vorba de online. Aici, la non-online, nu știe. I go, nu cred că știe. Stai să vedem. Stai să vedem. E, zice, new root. Adresă? Ia să vedem. A, nu, la asta trebuie să-i dai manual, ca dăm botă. Bun, ei, dacă tot aici vrei să faci o altă șmecherie, tot așa poți să-i pui, de exemplu, Google Maps-ul. Da? Ia să dau. Și atunci ai și Google Maps-ul și ai și partea asta de, iată, Street View, frumos. Deci poți să ai variante și variante. Sau, de exemplu, uite, pui YouTube-ul, da? Și dacă îi pui YouTube-ul, ai Waze-ul pe YouTube-ul, ai toate combinațiile exact cum vrei tu. Deci dacă vrei, acum aici ai dai frumos partea asta de... Stai să vedem să treacă... Exact. Ia să vedem un pic. Iată. Exact. Bun. Hei. Bun, stai să văd un pic cum se dau back. Și se dau așa încă o dată la chestia asta. Superb. Așa. Bun, că eu între timp mai făceam și două, trei poze, mai încercam să fac anumite, să evit anumite situații. Bun. Păi, repet. Așa. Soluții sunt foarte multe, da? Avem posibilitate de montare cameră, avem posibilitate de montare cameră spate, cameră față și tot ceea ce v-am spus, le găsiți practic aici pe canalul nostru, pe site-ul nostru soundidentity.ro, unde foarte simplu și elegant tu poți doar să intri și din 2, 3, 4 click-uri să selectezi tot ce vrei. Ok? Cam atât am vrut să vă spun despre toată această
frumoasă tabletă de generație 2021 februarie, unde suntem noi acum. Este, uite, am să vă și arăt și am crezut că este Android 9, dar repet, este un Android 10. Ia să vedem, o să ieșim un pic de aici din setări. Așa, sistem, așa, factory, așa. Am intrat aici frumos în sistem și dacă îi dau, cancer. Bun, îi dau Android settings. Ia să vedem aici. Așa, despre tabletă. Iată ce spune acolo, versiune. Hai să încerc să fac așa. Să închid un pic, versiune de tabletă Android 10. Da? Deci aici se vede Android 10, 4 GB, 32 hard intern. Deci este un Android foarte bun, de generație nouă. Eu zic că momentan, în decurs de vreo 3, 4, 5 luni, încă nu se pară absolut deloc nimic nou, dar să vedem și să sperăm ce aduce viitorul. Vă mulțumesc că ați vizionat acest clip. Nu uitați, www.soundidentity.ro, Facebook, Sanduvan, Sound Identity, Tortuning, Oradea, dealer autorizat, partea de evacuare electronice, încălziri în scaune. Tot acolo ne mai găsiți pe Instagram, sanduhifi, soundidentity.ro, Tor, Oradea, dealer autorizat, cât și ne găsiți cel mai mult pe canalul de YouTube Sound Identity. Intri, te abonezi, intri în playlist-uri, apeși pe playlist-uri, că iată cum ți-am zis, și instant îți cauți ce vrei până la 14 diverse servicii, de la 14 începe Audi, Alfa, Audi, BMW, etc. Bun? Mersi că ai vizionat acest clip, nu-mi trebuie like-uri, poți să dai orice vrei, doar rămâi abonat, pentru că dacă rămâi abonat, te simți aproape și atunci știu că vei mai putea avea beneficii de noi videoclipuri, ok? Mulțumesc că am fost Andu, bye bye, la revedere!